Iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă salut din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Privim în urmă la cel mai binecuvântat sfârșit de săptămână pe care l-am avut. Au venit oameni din 22 de țări și ni s-au alăturat pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi alte mii de oameni din 172 de țări s-au conectat pentru a asculta adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Iubiților, aș dori să împărtășesc cu voi din nou câteva versete biblice. Încep cu versetele 15 și 16 din 1 Timotei, capitolul 3. Acest text se adresează fraților slujitori. Și eu cred că noi, ca frați slujitori, trebuie să ne găsim noi mai întâi locul, slujba rânduită de Dumnezeu, pentru a putea sluji poporului lui Dumnezeu, astfel ca apoi fiecare să-și poată găsi locul în împărăția lui Dumnezeu. Citim 1 Timotei 3 cu 15. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. The Church of God, the pillar, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Temelia adevărului. The ground, the pillar, și stâlpul which is carrying care poartă, susține adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Puteți citi ce este scris în următorul verset. Iubiților, am ajuns într-un tip foarte serios. Privim în urmă cu 85 de ani. În 1933, the divine commission was given. În 11 iunie 1933, fratelui Branham i-a fost dată însărcinarea divină, și anume că înaintea revenirii lui Hristos, mesajul care i-a fost dat lui va premerge a doua venire a lui Hristos. Și acum privim în urmă la acești mulți ani care au trecut. Și orice om care e întreg la minte va înțelege că venirea lui Hristos este pe cale să aibă loc. Ne întoarcem apoi și la data de 24 decembrie 1965. Este ziua mea de naștere. La fel este ziua când Domnul l-a luat în slavă pe slujitorul său care a adus mesajul. Iubiți frați și surori, dacă aș ști doar ceea ce a făcut Dumnezeu din anul 1933 până în anul 1965, dacă nu aș ști ceea ce a făcut Domnul de atunci, mi-aș închide Biblia, m-aș duce acasă și mi-aș închide gura. By the grace of God that our Lord
Dar prin harul lui Dumnezeu, noi înțelegem că Domnul nostru are un plan de mântuire. Și acest plan a fost făcut de cunoscut prorocilor și apostolilor. Și în timpul nostru, acest plan al lui Dumnezeu a fost descoperit lui William Branham, slujitorul și prorocul lui Dumnezeu, pe care l-am cunoscut vreme de 10 ani. Ne întoarcem repede la începutul Noului Testament. În Matei, capitolul 3, este confirmată slujba lui Ioan Botezătorul ca fiind împlinirea cuvântului din Isaia, capitolul 40, versetul 3. Acesta este bărbatul a cărui voce strigă în pustie. În Matei, capitolul 11, Domnul nostru a confirmat slujba lui Ioan Botezătorul conform Maleahi, capitolul 3, versetul 1, prima parte, doar prima parte a versetului. El este acela despre care s-a scris: iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu care îți va pregăti calea înaintea ta. Iubiților, este atât de important să mergi întotdeauna la cuvântul lui Dumnezeu. Și să înțelegi și să respecti faptul că nicio prorocie din Scriptură nu permite o interpretare personală. Acesta este, așa vorbește Domnul în cuvântul Lui. Înțelegem deci că noi suntem acum foarte, foarte aproape de revenirea Domnului. Și acum câteva cuvinte despre 24 decembrie 1965. Mulți frați mi-au trimis salutări de ziua mea de naștere, amintindu-mi de Iosua, capitolul 1. Să am curaj să continui să aduc mesajul până la capătul pământului. Unii chiar au mers și la capitolul 14 din Iosua și au crezut că Iosua a spus că avea 85 de ani. Dar nu a fost Iosua, ci a fost Caleb, acela care a rămas împreună cu Iosua. El a putut privi în urmă la însărcinarea pe care i-a dat-o Moise de a cerceta țara mai întâi. Apoi fratele a mai spus: frate Frank, tu ai acum 85 de ani și vom vedea ce va mai face Dumnezeu. Iubiților, nu vă uitați la mine. A sosit vremea să privim la Domnul, nu la William Branham, nu la fratele Frank, ci să așteptăm ca Domnul să confirme mesajul pe care l-a adus William Branham și pe care fratele Frank l-a putut duce până la marginile pământului. Și eu cred că voi cunoașteți formularea exactă a însărcinării date fratelui Branham. Eu vă dau datele când a fost vorbite și voi o puteți verifica. Am notat 4 afirmații care au ieșit de pe buzele lui William Branham. Prima din 10 februarie 1960. A doua din 29 decembrie 1963. A treia din 14 iunie 1963. Și a patra din 19 februarie 1965. În toate aceste afirmații, William Branham spune că nu el,
ci mesajul dat lui va premerge a doua venire a lui Hristos. Vă rog, respectați, vă rog, respectați ceea ce a spus glasul din norul supranatural. Și dați uitării falsificările în care se spune doar că așa cum a fost trimis Ioan Botezătorul ca să premeargă prima venire a lui Hristos, la fel ești tu trimis să premergi cea de-a doua lui venire. Aceasta este o minciună, este o falsificare ca să ducă poporul în rătăcire. Uitați, uitați, aici sunt aceste afirmații. Le puteți citi și asculta. În acestea, fratele Branham ne face cunoscut însărcinarea directă dată lui din norul supranatural. Vă citesc una din afirmații. Așa cum eu l-am trimis pe Ioan Botezătorul ca să premeargă prima venire a lui Hristos, mesajul tău va premerge a doua venire a lui Hristos până la capătul lumii. Când citim în Matei 24 cu 14, unde este scris că această Evanghelie a Împărăției va fi propovăduită tuturor neamurilor și apoi va veni sfârșitul. Omul lui Dumnezeu a primit mesajul care trebuie să ajungă la toate neamurile înaintea celei de-a doua venire a lui Hristos. William Branham a adus mesajul și apoi a fost luat în slavă. După anul 1963, el nu a mai făcut nicio călătorie în altă țară pentru a aduce mesajul. Când a fost în Africa de Sud, i-a fost pusă o ștampilă în pașaport pe care scria: nu poate participa la întruniri religioase, viză valabilă doar pentru vânătoare. Atunci cine a dus mesajul dat de Dumnezeu în timpul nostru prorocului său, William Branham? Cine a dus mesajul în toate țările de pe pământ? Cine? Și aceasta s-a putut întâmpla doar datorită însărcinării divine pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Cine sunt eu? Și eu pot spune așa cum este scris în Iacov, capitolul 5. Ilie era un om ca mine și ca noi. Și William Branham a fost un om ca mine și ca tine. Dar el a fost un proroc rânduit de Dumnezeu cu un scop deosebit, de a ne aduce înapoi, să ne reașeze din nou pe temelia pusă de apostoli și proroci. Și noi trăim acum în vremea așezării din nou. Și nu doar vorbim despre mesaj, ci noi vom vedea prin harul lui Dumnezeu confirmarea în realitate a mesajului reașezării. Noi înțelegem responsabilitatea pe care o avem de a aduce adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu până la capătul pământului. Prin harul lui Dumnezeu, începând cu anul 1966, ca să fiu mai exact, după înmormântarea fratelui Branham din aprilie 1966, fratele Branham a dus mesajul până la capătul pământului. Privim la acești mulți ani care au trecut. Și acum vedem că suntem foarte, foarte aproape de împlinirea ultimelor făgăduințe ale lui Dumnezeu.
Noi credem cu adevărat, din toată inima, că William Branham a fost trimis cu mesajul care premerge a doua venire a lui Hristos. Prin harul lui Dumnezeu, chiar acest lucru are loc acum pe întregul pământ. Iubiților, eu nu sunt aici ca să vorbesc despre mine. Cine sunt eu? Cine sunt eu? Dar nu eu l-am chemat pe Dumnezeu, Dumnezeu m-a chemat pe mine. Nu eu am vorbit Domnului, ci Domnul mi-a vorbit cu o voce audibilă pe care am auzit-o cu aceste urechi. Nu cu inima, cu urechile mele am auzit. El a vorbit în inima mea de mii de ori prin cuvântul lui Său. Dar am auzit glasul Domnului Dumnezeu cel atotputernic cu aceste urechi. Prima dată a fost în 2 aprilie 1962, înainte de răsăritul soarelui. Slujitorul meu, timpul tău pentru acest oraș se apropie de sfârșit. Te voi trimite în alte orașe ca să predici cuvântul meu. Acestea au fost primele cuvinte ale însărcinării divine pe care am primit-o. Iubiților, voi cunoașteți ce mi-a fost spus despre după aceasta. Mi s-a spus să depozitez hrana. Voi cunoașteți mărturia mea. Iubiților, nu vă uitați la fratele Frank. Uitați-vă la ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Nu doar mii, ci milioane de oameni ascultă acum ultimul mesaj dinaintea revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Prin harul lui Dumnezeu am făcut ceea ce m-a însărcinat Domnul să fac. Iubiților, voi nu ați putea face ceva în împărăția lui Dumnezeu decât dacă primiți o însărcinare. Știți că fratele Branham a vorbit despre a face o slujbă lui Dumnezeu fără a fi în voia lui. Încă o afirmație referitoare la distribuirea hranei. Priviți, aici sunt aproape 200 de predici pe care le-am tradus foarte repede în limba germană. Pentru că toate predicile ținute de fratele Branham în anii 50 și 60 îmi erau trimise. Atunci, prin harul lui Dumnezeu, nu este nevoie ca altcineva să traducă predicile fratelui Branham în limba germană. Unde este dată o altă însărcinare? Cui s-a spus să o facă? Iubiților, așa cum citim în Biblia noastră, că noi trebuie să înțelegem și să recunoaștem cum să ne comportăm în Biserica Dumnezeului Celui Viu. Tu nu poți face ce dorești și să-ți faci voia ta. Găsește-ți locul în Dumnezeu, primește mai întâi o sărcinare înainte ca să faci ceva în Împărăția lui Dumnezeu. În concluzie, pot să spun prin harul lui Dumnezeu că am făcut ceea ce m-a însărcinat Dumnezeu să fac. Și 9 frați de-ai mei din România, Germania, Franța și Belgia au făcut o călătorie în Jeffersonville, în vremea când fratele Bordă și fratele Sodman erau încă în viață. De pe buzele lui au auzit mărturia despre vizita fratelui Frank, când fratele Branham mi-a spus ce îmi vorbise Domnul. Gândiți-vă, el a repetat în limba engleză cuvintele pe care mi le adresase Domnul în limba germană. Și apoi el mi-a spus,
tu ai înțeles greșit. Ai crezut că va veni o foamete naturală și ai depozitat hrană naturală. Dar Dumnezeu va trimite o foame după auzirea cuvântului Lui și hrana pe care trebuie să o depozitezi este cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru această zi. Aceasta este, așa vorbește Domnul, spus prin gura lui William Branham în 3 decembrie 1962. Iubiților, ce altceva aș mai putea face? Am făcut partea mea. Și desigur, începând cu anul 1979, s-a ridicat un semn de întrebare. A fost el chemat cu adevărat? A primit el o însărcinare? Asta pentru că Satana era pe cale, era gata să distrugă ceea ce a făcut Dumnezeu. Dar prin harul lui Dumnezeu, Iisus Hristos a biruit toate puterile satanice și le-a închis gura. Și astfel mesajul acestui ceas a putut fi dus mai departe în toată lumea. Fie ca toți frații să înțeleagă că Matei 24:45 s-a împlinit. Am împărtășit cuvântul scump al lui Dumnezeu, descoperit și dat lui William Branham, întreg planul lui Dumnezeau, toate învățăturile, toate tainele de la Geneza 1 la Apocalipsa 22. Și toți frații din diferite țări împărtășesc acum aceeași hrană, același cuvânt al lui Dumnezeu descoperit și rămân în limitele Scripturii. Ei nu dau interpretări, nici cele referitoare la Apocalipsa 10. Ei respectă cuvântul lui Dumnezeu, care spune că nicio prorocie nu admite o interpretare personală. Cine vă credeți voi ca să vă dați propriile voastre interpretări despre cele șapte tunete, despre una și alta? Cine vă credeți voi? Ar trebui să vă fie rușine înaintea Dumnezeului cel Atotputernic, pentru că duceți poporul în rătăcime. Acesta este timpul lui Dumnezeu, pentru ca poporul lui Dumnezeu să se întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu și să primească descoperire divine, ca să umble cu Domnul și să fie astfel pregătit pentru iminenta revenire a iubitului nostru Domn Iisus Hristos. Eu cred că acum ultimul mesaj îi ajunge pe ultimii până la capătul pământului, iar revenirea Domnului nostru este foarte aproape, este chiar la ușă. Și noi vom vedea toate prorociile și prezicerile biblice împlinite în timpul nostru, cu Israel, cu neamurile, în toate domeniile, vedem că are loc tot ceea ce a făgăduit și a prezis Domnul nostru. Iată vine mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.